Aparent banal, mascara este un produs care poate da multe bătăi de cap doamnelor. Cele mai multe dintre ele cumpără un rimel fără să se informeze înainte, iar după aplicarea lui își dau seama că nu a fost cea mai inspirată alegere. De ce, dar și cum se alege mascara, aflați din rubrica Secretul Frumuseții. Mascara este unul dintre produsele care nu trebuie să lipsească din trusa de cosmetice a niciunei femei. Rimelul se alege însă în funcție de nevoile fiecăreia. De exemplu, dacă aveți genele rare, folosiți o perie groasă care să ofere volum. În schimb, dacă vreți să creați senzația de alungire a genelor, aveți nevoie de mascara cu perii rari și scurți. Încercați să evitați produsele care au periuța voluminoasă. Nu va face decât să încarce genele și să nu ofere un aspect plăcut. Pentru astfel de situații există mascara cu perii de alungire, în formula cărora există și fibre de mătase, care vor oferi alungire și în același timp și volum. Specialiștii în frumusețe au o soluție și pentru doamnele care au genele lungi și drepte, mascara cu peria curbată, care va arcui genele de la rădăcină și până la vârfuri. Vom alege o periuță curbată care poate avea fie perii rari, fie mai deși. Important este să putem aplica mascara de la baza genelor până la vârfuri. Produsul se aplică în mișcări de zigzag. Nu-l folosiți însă mai mult de 3 luni. Dintre toate produsele cosmetice, mascara expiră cel mai repede. Astfel, riscul de a vă irita ochii este foarte mare dacă nu înlocuiți rimelul. Atât pentru astăzi. Eu sunt Monica Rădulescu. Vă aștept și data viitoare să descoperim împreună și alte secrete ale frumuseții. Pe curând!